Să faci ce spune preotul, nu ce face el. E o vorbă care li se potrivește mănușă unor reprezentanți de marca ai Bisericii Ortodoxe Române. Deși au depus un jurământ de sărăcie când au devenit călugări, există prelați care au transformat Casa Domnului într-o afacere de succes. Primesc sume uriașe din banii publici care dispar nu se știe unde, deși promit că fac cu ei acte caritabile. Uneori, din bugetul bisericii se mai construiește câte un business de familie. Alteori, averea de la stat e devorată cu lăcomie, în timp ce oamenii care au depins de ea sunt lăsați să moară de foame. Și în toate acestea sunt implicați politicienii, care cumpără bunăvoința bisericii cu banii noștri. Județul Constanța, satul Culmea, o localitate cu nume predestinat, ajunsă în doar câțiva ani apogeul sărăciei în Dobrogea. Până nu de mult, aici se trăia fără grija zilei de mâine. Satul avea pentru fiecare un loc de muncă bine plătit, căci fusese construit special pentru întreprinderea agricolă Nazarcea. Acolo, printre altele, se cocea la soare cel mai renumit și mai dulce fruct din țară, piersica de Nazarcea. S-au copt piersicile sub soarele generos al latitudinii dobrogene. Fete cu obrazul ca fructele pe care le culeg, recoltează cu grijă zestrea parfumată a pomilor. Iasina Zarchi era renumită cu toată țara și în străinătate. Ca portocală era. A fost bine. Nu ducea lipsă de nimica. Lângă livada de piersici se întindea Podgoria Nazarcea, peste 100 de hectare de soiuri nobile de struguri, din care se făcea vinul nomenclaturii. Era o vie atât de mănoasă, încât însuși Nicolae Ceaușescu venea să o vadă cu ochii lui și să audă de la inginerii de acolo cum bate iaseul record după record. Viață era. Tata a lucrat pe tractor de aici și la pensie, de la ferma aia de acolo. Dar era struguri așa. Păi din 10 ciorchini de ea umpleam o lădiță. Iar culmea înflorea odată cu plantațiile iaseului. S-a muncit aici din oraș, din prejurimii vinea lumea la muncă. Era aleile astea, praf nu era pe ele. Era condiții, era cine a fost toate bunurile, vreau să spun aici, în culmea asta. Apoi însă viața tihnită a satului s-a schimbat dramatic și locuitorii au fost loviți de cine se așteptau mai puțin. Din motive neclare, în 2002, guvernul Năstase i-a făcut cadou Arhiepiscopiei Tomisului toate activele aducătoare de venit ale fermei de la Nazarcea, piersici, vii și cireși întinși pe 350 de hectare, o avere care nu aparținuse niciodată bisericii și care avea să dispară văzând cu ochii. Noii proprietari au refuzat ani la rând să facă investiții în ferma de la Nazarcea. IAS-ul a fost obligat să-și concedieze angajații, iar plantațiile au început să moară. Pomii aia trebuie stropiți, vie dacă era îngrijită trebuie stropite, ai scudă cu aghiazmă. Agricultură cu aghiazmă nu se face niciodată. Pe partea asta e particular. Deci omul își muncește pe partea asta, altă este arhipiscopia. De când au luat, nu s-a ocupat nimeni. Nimic, toți au venit și au furat și atât, s-a furat cu paza lor. Și cu voia lor, deci au venit, i-a văzut cu căruțele, care vița asta din vie, i-a lăsat în pace. Rămase fără pază, livezile au devenit și ele mană cerească pentru hoți. S-a furat atât de mult, încât pe locul falnicilor cireși și piersici se întinde astăzi o câmpie arsă de soare și stearpă, cu care, se pare, cineva are alte planuri. Ce o să fie, nu știm nici nu. Buturugile le-am scos. Și acum nivelăm. Iar în sat, foștii angajați ai IAS-ului adună ultimele firmituri ale bogăției dispărute. De unde aveți lemnele? De la livada, unde a fost livada aia sus? De piersic, nu știu ce a fost acolo. Cine a tăiat livada? Popii, în special popii a stricat-o. Mai e ceva de furat? Nu. Păi dacă au furat, noi ce să mai furăm? N-avem loc de ei. Lipsa de respect a proprietarilor i-a molipsit și pe localnici, care și-au făcut în curți stive din pomii pe care îi culegeau odinioară. Piersicul din pământ, ce a rămas, ce a fost, crengile le-au mai vândut ei, au mai făcut și un bar. Și acolo și cireși mai pădit din sub așa. Împroprietăriți fără merit, prelații de la Arhiepiscopia Tomisului nu se simt nici vinovați, nici responsabili. E o problemă cu dăunătorii umani, să zicem. Se fură foarte mult. Și din această cauză am fost nevoiți să apelăm la Direcția Agricolă pentru a ni se acorda un aviz pentru defrișare. O decizie care s-a luat ușor, deși Arhiepiscopia ar fi avut bani să evite dezastrul de la Nazarcea.
Din 2009 a cerut conștiincioasă în fiecare an subvenții de la stat pentru cele 350 de hectare primite, în total 600 de mii de lei. În plus, a valorificat la maximum tot ce a primit odată cu terenul. Aproape 1 milion de sticle de vin vechi de un deceniu, din care vinde și astăzi pe bani frumoși. Niște vin de la Nazar, ce aveți? Da, astea sortimentele, la 30. Astea vin vechi de 10 ani. Bun, fiscal îmi puteți da? N-avem casă de marcat. Vin bisericesc, vândut cât se poate de lumesc, dar fără acte, astfel că e greu de dedus câte astfel de sticle se vând în fiecare zi și unde ajung până la urmă banii astfel obținuți. Păcatele de la Nazarcea sunt însă mai grele de atât. Când au preluat fosta fermă, înalții prelați se obligau prin lege să ridice mai multe așezăminte sociale pentru oamenii sărmani din județ. Căminele urmau să se întrețină din veniturile iaseului, o promisiune pe care nu au respectat-o niciodată și pentru care n-a fost tras nimeni la răspundere. Deși paguba e confirmată inclusiv de documente întocmite de Corpul de Control al Ministerului Agriculturii. Acum, în locul așezămintelor, găsești doar ruinele fostelor anexe. Elevii aduși din țară care erau la cules, la fructe, la piersici, la aici erau cazați. În camerele astea. Un preot singuratic trimis să înalți acolo mănăstire ne liniștește. Episcopia muncește. Își face treaba. Și curând o să fie și un așezământ dintre ăsta, dacă dumneavoastră spuneți că așa e... Curând, dar noi așteptăm asta de 12 ani. Dumneavoastră? Și a fost și acum 4 ani aici și a zis că în curând va fi un așezământ și tot. Păi va fi. Păi când? Va fi pentru... Când va fi? Când va dori Dumnezeu? Că asta nu se face așa când dorim noi. Deci Dumnezeu o să o rânduiască și tot o să fie cum trebuie. Părerea nu este împărtășită însă de cei care știu câte ceva despre necunoscutele căi ale businessului de la Nazarcea. Un preot demisionar din Megidia spune că sunt slabe șanse să se mai întâmple ceva bun, având în vedere că el însuși a făcut acum 2 ani o plângere penală foștilor superiori, dar nu l-a luat nimeni în seamă. Parchetul tace, judecătoria tace, ministerul tace, curtea de conturi tace, toți tac absolut, ca și cum toți sunt complici. Episcopia Tomisului și-a uitat cu desăvârșire menirea morală, menirea misionară, menirea umanitară și îndeoseb menirea religioasă de a sluji pe Dumnezeu. La această fermă a fost o pungășie programată, consolidată, consecventă. Parcă ne aflăm misterele Parisului aici. De fapt, misterul nu e chiar atât de greu de dezlegat. Clădirile sparte cu barosul de la Nazarcea ar avea, se pare, o legătură directă cu un edificiu aflat în celălalt capăt al țării. Comuna Dorna Arin, Suceava. În jurul mănăstirii de aici, între 2004 și 2005, a fost înălțat în timp record un imperiu turistic de lux, cu hotel, pensiune și bază de tratament cu aparatură de ultimă generație. Între acești pereți s-ar regăsi materiale obținute din dărâmarea fermei Nazarcea, o spune chiar cel care a coordonat șantierul de la Dorna Arin, fostul protopop de Băneasa. Mi-aduc aminte că au venit 2 tiruri încărcate cu cărămidă din demolări și fără a spus că e de la Nazarcea. Locul ales pentru acest complex luxos și aducător de venit nu e întâmplător. Înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscop de Tomis, s-a născut și a copilărit aici, iar familia lui locuiește și astăzi în zona. Numai că întreaga construcție nu s-a făcut din banii lui, ci din cei ai bisericii. Purcoiul de bani era la arhiepiscopie. Din arhiepiscopia Tomisului au plecat bani către acea mănăstire, știind că tot ce este acolo este al mănăstirii. După terminarea lucrărilor însă, înalt preasfințitul Teodosie și-a însușit complexul turistic, trecându-l din proprietatea mănăstirii în cea a unei fundații controlate de membrii ai familiei sale. Așa că arhiepiscopia Tomisului a rămas și fără bani și fără profitul pe care miza ca să recupereze investiția. Astăzi se zbate să iasă din faliment după ce a fost nevoită să plătească la fisc o datorie de 1 milion de lei făcută în urma construcției. Dom'le, arhiepiscopia asta este falită. Datorie la bugetul de stat, datorie la Radet, datorii pe peste tot și acolo e rai, lapte și miere. Nu era normal ca acum tot ce se încasează la acea fundație să se întoarcă înapoi la arhiepiscopia Tomisului? Fostul protopop se simte și el înșelat. A contribuit personal la ridicarea complexului cu 70.000 de lei, pe care credea că îi dă în folosul mănăstirii. Și atunci stau și eu și întreb, mă, preasfințite, cine pe cine a înșelat? Este o deturnare de fonduri, ziceți, nu fii tu proprietar a acestei mănăstiri, pentru că nu se știe. Bine, pe mine te dă patriarhul afară din postul de episcop al Constanței și trebuie să ai un loc de refugiu, să se refugiezi la mănăstire și să ai o viață dulce. Pe banii credincioșilor.
Complexul de la Dorna Arin e însă mai mult decât un business dubios. El transmite un mesaj greșit către toți cei care cred în biserică și în oamenii ei. Hei, 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 hei! Cu ce te pui mâna pe cameră? Cine sunteți dumneavoastră? Ce te puneți mâna pe cameră? Arhiepiscopul Tomisului ar trebui să fie deasupra oricăror slăbiciuni lumești. Când a intrat în călugărie, el a depus așa numitul vot al sărăciei, prin care se obliga să renunțe la avere. Așa că proprietățile de sute de mii de euro contravin legilor bisericești și deschid drumul spre critici și răzvrătire, inclusiv în rândul preoților. Nu se ferește să vorbească deschis despre asta părintele Constantin Țuțuianu. Îi vizibilă această, să zicem, călcare a jurământului sărăciei pentru opulența în care ei trăiesc. Întâi, rare ori să nu fie rotofei, să nu fie roșiori în obrăjori, să nu-și plimbe apoi sfintele moaște în niște limuzini de ultimă generație. Ei sunt niște prinți. Iar limuzinele de ultimă generație, de care unii prelați au devenit dependenți, ar mai putea avea și păcatul de a fi fost cumpărate din banii noștri. Aritmetica ne arată că din 90 până astăzi, biserica a primit de la statul român aproape 800 de milioane de dolari, echivalentul la 160 de kilometri de autostradă. Politicienii finanțează biserica dintr-un simplu motiv, că nu sunt banii lor, și distribuind banii altora, în cazul de față banii publici, ei trag folose. Te-ai face agenți electorali. A ieșit crucea pe măsura bunătății și a generozității sale. Probabil că nu e o coincidență faptul că în apropierea fiecărui scrutin important, sumele primite de biserică se dublează față de anii anteriori. Vioșenia lor crește brusc, contactele lor cu diferiți ierarhi bisericești se îndesesc și apar tot soiul de inițiative mai sau mai puțin ciudate din partea politicienilor. Din același motiv, de două decenii încoace, aleșii țării subvenționează în continuu construcția de biserici. România toată e un imens șantier. Numai în ultimii 4 ani, peste 80 de milioane de euro au plecat de la buget pentru renovarea sau înălțarea unor lăcașuri de cult. În aceeași Românie, 15% din școli nu au nici astăzi aviz de funcționare, tocmai pentru că nu sunt bani pentru reparații. O statistică neoficială arată că în timp ce odată la 2 zile se termină construcția unei biserici, 8 școli sunt închise. Uitați cum curge cimentul și la cele mai mici mișcări și din cauza umezelii puternice cad. Clădirea care stă să cadă peste oameni este școala din comuna vrânceană Slobozia Bradului. Acum 2 ani, ca să nu se producă tragedii, directorul instituției a pus sub lacăt o jumătate din imobil. Peste tot, parcă stau să explodeze pereții și acolo... Nici grădinița din satul vecin nu o duce mai bine. Grinzile au cedat astă iarnă sub presiunea zăpezii și acum acoperișul stă proptit pe niște stâlpi din lemn puși de primărie. Grădinița este veche de când a fost soțul meu în clasă întâi. E periculos pentru copii. În schimb, în curtea grădiniței se înalță o biserică nou-nouță, terminată de curând din banii guvernului și ai primăriei. Al doilea lăcaș de cult într-un sat cu 1000 de locuitori. E vorba de viața spirituală a populației. Mi-a fost milă efectiv de bătrâni. Deci vroiau, doreau să se ducă la biserică și datorită distanței. Și... Primarul spune că a făcut demersuri pe la București pentru grădiniță, dar cumva nu s-a găsit la buget suma necesară. În schimb, n-au fost o problemă cei 250.000 de euro pentru noua biserică. Și probabil că bunăvoința politicienilor nu e întâmplătoare, atâta vreme cât pe unii dintre ei, deputați, senatori și aleși locali, îi găsim instalați confortabil în consilii pe la eparhii. Cu alte cuvinte, cei care semnează donațiile din bani publici către biserică se află și la conducerea ei. Avem, practic, de-a face cu un conflict de interese și se ridică niște întrebări foarte interesante vis-a-vis de finanțările pe care un astfel de politician le acordă bisericii. Un astfel de caz ar putea fi la Ploiești, unde directorul Curții de Conturi are și putere de decizie la Arhiepiscopia Bucureștilor. Ce anume credeți că va recomanda să ajungeți la conducerea episcopiei?
Păi, probabil originea mea și mulți cunoscuți și înclinați, nu neapărat înclinația mea către biserică. Instituția condusă de Balalia ar trebui să verifice cum s-au alocat milioanele de euro din bani publici la bisericile din județ. Cu alte cuvinte, să se inspecteze pe el însuși. Nu vi se pare că vă aflați într-un conflict de interese? Nu, pentru că nu amestec lucrurile. Postura mea de director la Curtea de Conturi nu mă împiedică cu nimic. Prezența unor oameni importanți în foruri de conducere ale bisericii ar putea explica și împroprietărirea ei cu imobile valoroase. Din 90 și până astăzi, cultele din România au primit 200 de clădiri care au aparținut statului. De la Ministerul de Finanțe și până la SRI, toată lumea a donat ceva. Puse una lângă alta, aceste proprietăți ar depăși ca suprafață Casa Poporului, a doua clădire din lume ca dimensiune. De-a lungul anilor am văzut o mișcare foarte interesantă făcută de toate guvernele, indiferent de partidul care le-a susținut, de acordare fără plată către biserici, de terenuri, de clădiri. De multe ori, acele clădiri sunt alocate pentru a se organiza acolo centre sociale, dar în realitate acolo se desfășoară activități comerciale. Un astfel de exemplu este în comuna Băcăoană, Ițești, unde Biserica Ortodoxă a primit dintr-un foc 120 de clădiri dintr-o fostă bază militară. La schimb, Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului promitea că va face un centru social pentru oamenii defavorizați din zonă. După 9 ani, promisiunile arată cam așa. Centru de consiliere și sprijin pentru persoanele vârstnice. Acest scris este singura investiție pe care oamenii bisericii au făcut-o în această clădire. După 9 ani de zile avem o ruină care stă să pice pe noi și aici avem o bucătărie dezafectată din care fiecare a luat ce a putut. Întrebați de ce n-au investit în fosta bază militară, reprezentanții bisericii nu prea știu ce să răspundă. Dat fiind faptul că se obțin foarte greu fondurile pentru aceste centre, pentru fondurile europene și, în special, cele care ne ajută pe noi astăzi, momentan. Problema cu această împroprietărire este că terenul e revendicat în instanță de câțiva localnici și, potrivit legii, până la decizia finală, el nu poate fi înstrăinat. Puterea de convingere a Arhiepiscopiei pare să fi fost însă mai presus de lege. Era pământul părinților. Au venit focul ăla, știi ce ai făcut ei. Asta-i. Și în timp ce oamenii mai așteaptă să li se facă dreptate, trimișii Arhiepiscopiei au pus mâna pe topoare și au culcat la pământ pădurea care înconjura baza militară. Chiar acum este explodată prin sectorul silvic, conform legii, o parte din baza lemnoasă, iar cu banii strânși această exploatare susținem activitățile social-filantropice. Deci lemnele acestea. Gata, nu mai ispitim prea multe. Activitățile social-filantropice sunt de multe ori scuza pe care o oferă unii oameni ai bisericii atunci când sunt întrebați ce fac cu atâția bani de la stat. Dar când am cerut lista completă a cantinelor pentru sărmani, a căminelor de bătrâni și a orfelinatelor, Patriarhia Română ne-a refuzat, iar pe teren adevărul contrazice de multe ori faptele cu care se laudă biserica. Un exemplu e la Cobadin, unde înalții prelați susțin că au o cantină socială. Cantina este a primăriei Cobadin, funcționează în casa parohială. Câți bani vă dă Arhiepiscopia Tomisului? Din păcate, 0 lei, 0 bani. Sau în alte locuri din țară, unde biserica își arogă merite care sunt ale altora. Actele sociale, dacă ele sunt, se fac pe cale de aceasta personală, individuală, câte un preot mai sensibil, un om mai aplecat spre necazul, suferința celui din jos. Iar ei le raportează ca și cum ar fi opera lor, a eparhiei. Între timp, veniturile provenind din donații, sponsorizări și monopolul pe tot ce înseamnă activitate și obiecte cu caracter religios cresc constant și sunt atât de mari încât biserica, arată documentele, se poate finanța și singură, ea fiind, de altfel, una dintre puținele organizații din România care au prosperat inclusiv pe timp de criză. Și asta e doar pe baza a ceea ce se raportează oficial. Câți bani circulă în economia subterană e greu de spus, deși orice organ de control și-ar putea face o idee după o simplă discuție cu angajații bisericii. Atunci când e vă taie chitanță, știți cum taie chitanță? Cum? Adică nu taie? Ori taie la jumătate de preț.
Doar că organele de control nu prea găsesc drumul spre biserică. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, de exemplu, acolo unde se află mănăstirea și complexul Dorna Arin, n-a fost verificată fiscal de 20 de ani. La fel, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, cea a Hușilor sau a Oradiei, care n-au depus niciodată bilanțul contabil obligatoriu. Iar această indiferență față de legi, combinată cu afacerile dubioase, a avut consecințe previzibile. Din februarie anul trecut, încrederea în biserică a scăzut cu 13%, cea mai gravă pierdere de imagine din istoria ei. O pagubă explicată și de lipsa de transparență a Patriarhiei, dar și de obiceiul unor preoți de a se feri de întrebări incomode și de a-i acuza pe cei care le adresează de colaborare cu forțele Întunericului. Ați spune că am greșit, ați venit? V-a trimis dracu, știi când v-a trimis? După hram, știți? Așa s-a ajuns ca o instituție care se bucura de o popularitate imensă în rândul românilor și care a avut o importanță majoră în istoria țării să ne îndepărteze de Dumnezeu în loc să ne apropie. Pe lângă multele păcate, românii au însă și o mare calitate. Sunt foarte talentați și ajung să încânte lumea.